aflat la un eveniment mondan cum reușesc să treacă peste depresie. La un moment dat în viață se întâmplă și lucruri neplăcute. Cum reușești să treci mai ușor peste, aflăm chiar de la vedetele care tot timpul trebuie să fie vesele și să pară că totul este frumos în viața lor. Familia te ajută să treci peste tot. Ai familia extinsă sau cum am eu acum doi copii și soția sau familia mare, părinții, te ajută foarte mult să revii cu picioarele pe pământ și să treci de perioada aia grea. Să știi că este foarte dificil să poți să te lupți cu tine ca să te scoți din depresie. E foarte greu dacă ajungi în punctul respectiv. Trebuie să te motivezi tu și tu cu tine să te lupți și în momentul în care simți că te duci pe panta aia să tragi de tine foarte mult. În cazul în care nu poți să faci treaba asta de unul singur, este foarte important să ceri ajutor. Cu oricine, oricine te înțelegi bine, fie că este un prieten, coleg, mamă, tată, frate, orice ar fi, vorbește pentru că este cel mai bun mod prin care poți să ieși din zona aia neagră. Ai nevoie normal de cei de aproape, de copii, dacă ai copii, de părinți, de bunici și de prieteni adevărați. Eu cred că cel mai bun balsam așa pentru suflet este părintele, mama, tata sau copilul. De cele mai multe ori copilul. Bine, o mai am pe mămica mea, dar mama, tu știi cum e întotdeauna. Te ocrotească mai mult, cel mai mult și cel mai normal că sfaturile ei cele mai bune de la ea. Dar eu am ajuns să cred foarte mult în fiica mea. Depresia deja e destul de trist, însă eu sunt un om foarte credincios și puterea mea o găsesc în Dumnezeu. Atât. Eu nu am cum să trăiesc fără Dumnezeu și merg la biserică, adică respect și rânduielile bisericii atât cât pot, desigur, că sunt pământeană, obiată pământeană. Dar încerc să... Ideea este că eu cred foarte mult. Mai un cap de perete, no, de-astea. Mai plângem, mai ne mai revenim, mai cădem, ne ridicăm. Deci important este să treci peste... Important este să fii pozitiv și să valorifici fiecare experiență. Pentru că dacă nu o valorifici, înseamnă că n-ai învățat nimic și că s-a întâmplat așa o mare nedreptate. Sunt foarte pozitivă, văd întotdeauna jumătatea plină a paharului și indiferent cât de rău e, există posibilitatea să fie și mai rău, credeți-mă. Și atunci trebuie întotdeauna să te gândești la lucrurile bune din viața ta, frumoase din viața ta. Eu, spre exemplu, mă uit la Sara și mă bucur sau mă gândesc, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătoasă sau mă gândesc la cei dragi ai mei și îmi trece. Nu există nimic atât de rău încât să fie de netrecut, credeți-mă. Nu știu, pe mine mă ajută să stau singur. Adică să stau să fac eu acolo calculele cu ce a fost și ce va fi. Și adică nu funcționează chestia asta, că bă, hai să ieșim, să nu știu ce, că o să uiți. Nu uiți, tot vine peste tine și eu așa cred că e mai bine să stai tu cu tine să le rumegi.